De la bun început vreau să-i mulțumesc doamnei președinte a guvernului pentru sprijinul acordat și pentru vizita pe care o realizez pentru Bosnia și Herțegovina. Este foarte important sprijinul la integrarea în Uniunea Europeană. Mulțumesc pentru sprijinul unui stat prieten care ne acordă sprijinul în timpul președinției sale în scopul extinderii Uniunii Europene, ceea ce este foarte important pentru Bosnia și Herțegovina și pentru toate statele din Balcanii de Vest, deși noi din Balcanii de Vest folosim noțiunea de integrare în loc de extindere a Balcanilor de Vest, deoarece, din punct de vedere geografic, noi suntem partea Europei și de aceea folosim această sintagmă. Am vorbit despre câteva priorități importante pentru colaborarea noastră, dar și pentru Balcanii de Vest și perspectiva noastră europeană. Am accentuat că păstrarea libertății și stabilității în Bosnia și Herțegovina, drept regiune a Balcanilor de Vest, un pas spre democratizarea societății noastre, lupta împotriva criminalității și extremismului este de asemenea importantă, este importantă creșterea economică, este importantă procesul de la Berlin pentru noi, care reprezintă un scop important. Am discutat despre conexiunea infrastructurii, deoarece ea este foarte importantă pentru dezvoltarea economică, pentru dezvoltarea regiunii, pentru conectivitatea oamenilor tineri și am apreciat că acestea sunt pași importanți pentru integrarea Balcanilor de Vest în Uniunea Europeană. Eu i-am prezentat distinsei doamnei premier realizările Bosniei și Herțegovinei în ultimii 4 ani pe calea integrării europeană. Am fost un partener credibil pentru Uniunea Europeană în toate activitățile prevăzute, punctul culminant fiind depunerea răspunsurilor noastre la chestionarul Comisiei Europene, care a conținut 450 de întrebări și răspunsul a fost dat pe 25.000 de pagini. Ceea ce este cel mai important este că Bosnia și Herțegovina în ultimii 4 ani a făcut o treabă foarte bună, la fel ca și toate țările din Balcanii de Vest, în momentul în care le-a fost acordat statutul de țară candidat. Noi respectăm toate procedurile, așteptăm să primim o părere pozitivă a Comisiei Europene și sperăm că Bosnia și Herțegovina îi se va conferi statutul de țară candidat. Noi ne bucurăm de progresele realizate de vecinii noștri. Sunt convins că și Albania și Macedonia trebuie să înceapă negociere, dar suntem convinși că Bosnia și Herțegovina trebuie să primească acest statut de membru de țară candidat. Integrarea europeană și aderarea la NATO sunt pentru noi
foarte importante pentru viitorul nostru sunt două scopuri principale când e vorba de politica externă. Constituie un pilon important pentru stabilitatea în Balcani, pentru dezvoltarea economică, pentru inaugurarea noilor locuri de muncă, pentru stoparea plecării tinerilor din țările din Balcanii de Vest și din regiune. De aceea dorim să avem un dialog care va contribui la dezvoltarea stabilității în regiune și suntem convinși că vom respecta în continuare frontierele recunoscute în plan internațional în Balcanii de Vest. Vom respecta și acordurile semnate cu vecinii noștri, cu Croația și Serbia. Din punct de vedere economic, am constatat că există un spațiu foarte mare de colaborare în diverse domenii, precum domeniul energetic, industriei metalurgice, auto, dezvoltarea, domeniul agriculturii, domeniul IT, inovației, educației, cercetării și, nu în ultimul rând, în domeniul turismului, care în Bosnia și Herțegovina se dezvoltă foarte rapid, cu perspectiva să introducem o linie directă dintre București și Sarajevo. Colaborarea din acest moment nu reflectă potențialul care există când este vorba de colaborarea bilaterală între țările noastre. Am convenit să dezvoltăm această colaborare, să organizăm forumuri la care să fie incluse camerele de comerț din țările noastre. Sper ca în cadrul președinției dumneavoastră, după alegerile pentru Parlamentul European și Comisia Europeană, vom putea aștepta cu bucurie când ne-a fost acordat statutul de țară candidat, că a fost activat MAP-ul pentru aderarea la NATO.